experiența mamei mele, acum 10 sau 20 de ani, știu că o mastectomie presupunea și o intervenție chirurgicală subaxială. Cum a evoluat chirurgia sânului, chirurgia cancerului de sân, în această privință? Ganglionul Sentinel este, practic, primul ganglion pe calea drenajului limfatic de la nivelul organului afectat. El nu este un concept utilizat doar în cazul cancerului de sân, ci în întreaga oncologie. Se referă, deci, practic, la prima stație ganglionară la care o formațiune tumorală de la nivelul unui anumit organ, în acest caz sânul, ar ajunge. Practic, ce se întâmplă? Se identifică acest ganglion sau această stație ganglionară și se excizează, trimițându-se rezultatul la anatomie patologică și văzându-se dacă tumora respectivă deja a început o diseminare pe această cale limfatică sau pur și simplu nu este necesară o excizie a ganglionilor tributari acestei formațiuni tumorale. În felul acesta se pot evita atunci când leziunile permit asta, se poate evita efectuarea unei limfodisecții extinse. Limfodisecție extinsă, care, precum bine știți, nu este o procedură lipsită de complicații, atât pe termen scurt, cât mai ales pe termen lung. În felul acesta s-a constatat atât o îmbunătățire a calității vieții pacientelor care au putut beneficia de această tehnică, o mai mare aderență la tratamentele oncologice, care, cum bine știți, de multe ori sunt lungi, necesită răbdare și, bineînțeles, o parte importantă din acest război are o componentă psihică și, bineînțeles, pe lângă asta s-au evitat complicațiile acele atât de temute, cum este limfedemul cronic al brațului, evitându-se aceste complicații și crescând odată în plus calitatea vieții pacientelor.